Cele două surori ne-au mărturisit că s-au bucurat că au sărbătorit ziua de 1 decembrie la Pitești, oraș foarte drag lor. Foarte frumos, piteștenii ne sunt foarte dragi, venim foarte des aici. Mai des decât vă imaginați voi. Mâncăm la restaurantele din Pitești, da. Zăbovim la Pitești, ne place foarte mult, știm drum pe din afară, facem deja 45 de minute București-Pitești. De cel puțin o dată pe săptămână venim la voi în oraș. Cum vi s-a părut orașul? Iată, a fost împodobit de sărbători? Foarte frumos. La noi încă nu s-au, în București nu s-au aprins luminițele, așa că ne-am bucurat foarte mult de faptul că aici deja e atmosfera de sărbătoare. Fetele de la Bambi ne-au vorbit și despre planurile lor de viitor. Avem un colind cu copiii de la școala noastră de arte, pe care am deschis-o acum o lună și jumătate. De săptămâna viitoare începem promovarea la emisiuni cu nou colind și cu copiii. Și asta facem de sărbători, de Revelion o să cântăm. Și ne luăm vacanță. O lună de zile, nu mai mult, că după aceea începem iar munca. Suntem obișnuite să muncim și dacă stăm câteva zile fără să facem nimic, e foarte greu. E grea uitarea, doare singură, tatea din vină a ta. Știu că îți pare rău, dar n-am puterea de a continua. V-ați gândit unde vă veți relaxa în vacanță? Nu. De obicei ne hotărâm pe ultima 100 de metri. Cei de la agențiile de turism ne știu că foarte greu ne hotărâm. De obicei mergem la cald să ne bronzăm, pentru că eu una sunt obsedată după plajă și suntem genul de oameni care preferă foarte mult vacanța în care efectiv nu faci nimic. Nu ne place să mergem să luăm la pas muzee, să vizităm marile capitale și așa mai departe, ci doar să stăm cu burta la soare, să mâncăm și să dormim. Pentru că de fapt asta ne lipsește nouă în timpul anului, în timp ce muncim. Mama ne-a învățat mereu să ne iubim și orice avem noi să împărțim. Cele două surori au ținut să transmită un mesaj pentru toți telespectatorii Curier TV. La mulți ani, la mulți ani, dragii noștri, vă spunem și noi din toată inima, vă dorim să aveți masa plină de sărbători, să scăpați puțin de griji acum în perioada asta și să fiți mai liniștiți. Și 2014 să fie mai bun pentru toată lumea, cu mai multe locuri de muncă, cu mai mulți bani în casă, cu sănătate și cu cei dragi aproape. Nu știi cât te iubesc și îmi doresc mereu să-mi cânt iubirea. Aș ocoli pământul întreg doar să-ți văd privirea. Aș trece munți, aș trece mări, dacă